Salutare dragilor, bine vă regăsesc pe canalul de YouTube Tainele Naturii, eu sunt Andreea Mihalea și astăzi am un subiect super interesant pentru voi. Vreau să vă prezint un remediu naturist cu puternice proprietăți antitumorale, anticancerigene, despre care se spune că oprește chiar și metastazele. Dacă vi se pare un subiect interesant și doriți să aflați mai multe informații, rămâneți în continuare alături de noi. Mai întâi, am plecat să recoltez plantele pe care le voi folosi la prepararea acestui remediu de-a dreptul miraculos. Și prima plantă pe care o voi folosi la prepararea remediului va fi păpădia cu tot cu rădăcină. Rădăcina de păpădie este pivotantă, ea este destul de adâncă. Trebuie să uneori să săpăm destul de mult ca să iasă, alte ori e mai ușor. Și trebuie să fim atenți că de regulă putem să-i rupem vârful cel mai adânc. Cel mai bine se scoate cu ajutorul unui hârleț sau unui târnăcop, ca să fim siguri că reușim să scoatem cât mai mult din partea rădăcinoasă. Ia uitați, aceasta este o plantă foarte, foarte mare, foarte frumoasă, un exemplar foarte frumos. Ia uitați, are o parte din flori deja înflorite, altele sunt în stadiu de boboci. Asta este perioada cea mai potrivită de a recolta păpădie. Frunzele care se pot consuma, lujerii, florile care se pot usca sau se pot prepara sub formă de siropuri sau vin de păpădie. Și rădăcinile care sunt foarte, foarte bune. Ia uitați-vă, rădăcina are un suc alb, lăptos, care este amar și care este foarte, are proprietăți medicinale foarte bune. Deci cam așa se recoltează rădăcina de păpădie, adică păpădia cu totul, cu tot cu rădăcină, și ea se va pregăti separat. Rădăcinile cu un pic de o parte de rizom se vor tăia și se vor pregăti separat sub formă de tinctură sau se vor pune la uscat, și frunzele și florile le punem la uscat sau le preparăm, așa cum am spus, sub formă de tot de tinctură sau vin medicinal separat, da? Ia uitați, aici o altă rădăcină, nu este așa de generoasă, dar probabil, adică cu siguranță va avea și rădăcina mai subțirică. Nici n-am reușit să o scot integral. Se poate face o tinctură combinată, se poate face o tinctură nu numai din rădăcini, se poate pune rădăcină, plantă în întregime practic, rădăcina cu rizomul, cu tulpinile, tulpinile de la păpădie cu frunze, cu flori, se pot pune la macerat în alcool și se obține o tinctură foarte, foarte bună. Chiar citeam într-un articol zilele trecute că în sfârșit în lumea medicală s-a acceptat păpădia ca fiind un remediu anticancerigen și antitumoral foarte, foarte bun. Lucrurile acestea le știau strămoșii noștri de mai multă vreme și le foloseau, însă în lumea medicală încă nu se documentase acest lucru. Însă acum chiar m-am bucurat citind că au afirmat și ei, adică au confirmat și ei acest lucru, și anume faptul că este un remediu extraordinar de bun, antitumoral, anticancer. Deci este o perioadă foarte bună să recoltați, să consumați sub toate formele. Chiar și pe canal la noi mai găsiți o cură detoxifiantă cu tulpinile de păpădie. Voi pune linkul în descriere. Frunzele se pot consuma sub formă de salate, florile sub formă de ceai și rădăcinile. Însă cel mai puternic remediu este acela de este tinctura, care se poate face chiar din toată planta. Rădăcină, rizom,
frunze, tulpini, flori, efectiv, spălate foarte, foarte bine, tăiate mărunt și puse la macerat în alcool de minim 60 de grade, lăsate 10 zile la întuneric, se obține o tinctură medicinală cu proprietăți extraordinar de bune. Cât de ușor o recoltăm. Nu a fost foarte greu, că nu este iarbă împânjenită, dar cred că ia să vedem. Da. Ia uitați ce frumoasă e. O curățăm. De obicei curățăm frunzele mai puțin, frunzele moarte, frunzele mai veștejite. Păstrăm așa. Am reușit să scot cam jumătate din rădăcină. Ea cred că mai avea încă pe atâta, din ce în ce mai subțire, dar e în regulă. Oricum, trebuie să avem grijă să le scoatem să cât mai adânc, ca să obținem cât mai mult. Ia uite așa aici, auză una. Câteodată este așa de frumos că nici nu se vede de unde am scos. Punem la loc cum era. Curățăm puțin de frunzele moarte. Ia uitați ce frumoasă este. Ia uitați aici că am găsit și planta despre care se spune că vindecă cancerul cu efecte puternice antitumorale și care oprește metastazele. Nu știu dacă ați recunoscut ce plantă este, vă arăt un pic și pe spate cum arată. Da, este vorba despre brusture. Brusturele care se găsește de obicei pe margini de drumuri, pe margini de șanțuri, pe la margini de păduri. Prefer mediu puțin umed, dar semi-însorit. Nu-l veți găsi de obicei în mijlocul, în inima pădurii, ci mai lăturalnic, așa, pe marginile cărărilor. Și se recunoaște după frunze, în general, care frunzele pe spate au o culoare, un verde mai aparte, pe spate sunt gri cenușii, nu au perișori deloc, dar nu sunt nici lucioase, sunt destul de catifelate ele așa. În general, în mijlocul verii încolo, frunzele devin foarte, foarte mari, toată lumea a auzit de frunzele de brusture, care sunt printre cele mai mari frunze ale plantelor care se găsesc pe la noi, însă în perioada primăverii, când se recoltează rădăcinile, căci rădăcinile sunt cele care ne interesează în mod deosebit, ele constituie remediul anticancerigen, antitumoral, care oprește metastazele. În perioada în care recoltăm rădăcinile, frunzulițele sunt încă micuțe și nu prea mulți pot avea dificultăți în a le recunoaște, însă eu astăzi vă voi arăta cum le recoltez, cum arată frunzele, cum arată rădăcinile. O să tăiem și secțiune din rădăcină și în felul acesta o să vă fie mult mai ușor să le recoltați. Așadar, voi scoate aceste rădăcini. Așa cum am mai spus, rădăcinile se recoltează primăvara de vreme sau toamna târziu, primăvara de vreme la plantele de 2 ani și toamna la plantele de 1 an, întrucât acestea au rădăcinile foarte, foarte mici, foarte, foarte subțiri. Nu este foarte ușor de înțeles care sunt de 2 ani, care sunt de 1 an, însă, de regulă, dacă exemplarul este mai viguros, așa, sunt șanse mai mari să aibă o rădăcină mai mare. Altminteri, rădăcinile pot fi foarte subțiri și trebuie recoltate foarte, foarte multe. Pentru recunoaștere, așa cum v-am mai spus, puteți să vă orientați după următoarele aspecte, și anume, spatele frunzelor este
gri cenușiu, are o culoare albicioasă, mult mai deschis. Tulpinile, în general, au un pufuleț pe ele, un pufuleț, iar forma tulpinilor nu este cilindrică, deci nu este rotundă, au un șențuleț. Ia uitați, se vede aici mai bine. Au un șențuleț, o scobitură la interior. În general, o să le găsiți sub formă de două frunzulițe, una pe stânga, una pe dreapta, două frunzulițe opuse, ca și în exemplarul acesta, însă uneori apare chiar și a treia frunzuliță, cum este și aici, dar în general ele vor fi două. Da? Frunza este foarte catifelată, nu are perișori decât foarte, foarte, foarte mici, care nu se simt la atingere, are o formă specifică. Și cam astea ar fi caracterele de recunoaștere. Vă mai puteți orienta după rădăcină. Vă voi arăta și rădăcina cum trebuie să arate. Voi încerca să scot rădăcina cât mai întreagă, pentru a nu... Ea este destul de adâncă în adâncime și este păcat să o risipim. Se rupe dacă nu o scoatem cu totul. Așa că o să încerc să fiu cât mai atentă, dar să vedem. Cred că este totuși una subțirică aici. Adică nu chiar. Ia uitați. Da? Așa arată rădăcina de brusture. După ce termin de recoltat și o să ajung la o sursă de apă, o să le spăl bine. Ea are culoarea oricum, culoarea aceasta închisă, nu este de la pământ și după spălare cam tot culoarea asta rămâne. Da, așa arată, o să le scot și pe celelalte, o pun deoparte. Las aici la loc. Scot și pe asta. Acestea au rădăcinile mai mici, sunt două fire, au rădăcinile puțin mai mici. Nu este problemă că ele le vom folosi pe toate. Aici un exemplar destul de mare, sper să aibă și o rădăcină foarte viguroasă. O să încerc să bag cât mai adânc. Ia uitați. Uitați cât de lungă poate fi rădăcina, deci aproape integral am scos-o, mai avea puțin. Este un peisaj foarte frumos acum în pădure, e plin de floricele de toate culorile, ți-e mai mare dragul să umbli. Albinuțele polenizează toate floricelele, e superb. Aici o rădăcină foarte viguroasă. Unele sunt destul de bine înfipte în pământ, sunt mai groase și trebuie să le scoatem cu târnăcopul. Să fim foarte atenți ca să nu le rupem.
cam asta este, tot s-a rupt puțin din ea. Dar oricum, este o rădăcină destul de viguroasă. Covor de racovină înflorită. Albinuțele polenizează, sunt în delir, zumzăie peste tot. Atmosfera din pădure e foarte frumoasă în perioada aceasta. Ia uitați aici, o rădăcină de brusture. Am reușit să o scot aproape întreagă, cât este de lungă. Cred că are peste 20 și ceva de centimetri, aproape de 30 de centimetri. După frunzulițe, n-ai fi zis că poate să fie așa de mare. Dar iată, trebuie să, dacă săpăm adânc și cu atenție, putem să le recoltăm aproape în întregime. Acum că am terminat de recoltat toate rădăcinile, așa cum mi-am propus, mă voi pregăti de plecare să ajung să despachetez tot ce am recoltat, să le pregătesc, întrucât rădăcinile, plantele, atunci când le culegem, nu este bine să le ținem foarte mult în medii închise. Le-am pus în pungulițe de hârtie. Mă pregătesc să curăț rădăcinile cel puțin, întrucât nu este bine ca ele să stea foarte multe ore cu pământul pe ele. Frunzele și florile pe care le voi pregăti pentru uscat, le voi curăța, le voi întinde frumos într-un spațiu aerisit, astfel încât să se usuce foarte, foarte bine. Iar rădăcinile, așa cum v-am spus, trebuie curățate, trebuie spălate, ca să nu se impregneze foarte mult în ele pământul. Este o zi însorită astăzi, astfel încât am putut să recoltăm foarte ușor cel puțin florile de păpădie. Sunt cele pe care le vezi în pajiștile pline de floricele de toate culorile și ele se deschid atunci când sunt zile însorite și se închid când este înnorat sau când este vreme ploioasă. În general, atunci când recoltăm plante, flori în special, pentru ceaiuri, este bine să le recoltăm dimineața, pe la ora 11, cam atâta este și acum ceasul. Când este soare, florile sunt atunci sunt deschise, sunt înflorite și au conținutul de substanțe benefice maxim, foarte, foarte, foarte mare. Nu vă recomand să culegeți plante medicinale atunci când este ploaie sau când este înorat afară. Tocmai de aia am cules acum păpădia, a fost ușor să o găsesc, întrucât floricelele galbene mi-au atras atenția și am recoltat destul de multe rozete cu tot cu rădăcină. Brusturele este puțin mai greu de găsit și nu se găsește foarte, foarte, foarte des. Nu găsești brusture unul lângă celălalt, este necesar să bați un pic terenul, însă este ok. Am găsit suficiente pentru astăzi. Vom scoate rădăcinile de brusture pe care le-am adus pentru a le separa, rădăcinile de frunze și pentru a le spăla bine, bine. O să le separăm de frunze.
Frunzele se pot și ele folosi, au și frunzele valoare terapeutică, însă nu atât de mare precum rădăcinile. Se pot face plămădeli, adică niște creme, se poate incorpora frunza de brusture bine, bine mărunțită în untură sau în alt gen de grăsime vegetală și se pot face creme care sunt foarte bune pentru răni, eczeme, însă eu nu le voi folosi de data asta și voi păstra doar rădăcinile. După ce am curățat rădăcinile de frunze, le vom spăla foarte, foarte bine. Așa cum v-am zis și atunci când le-am recoltat, rădăcinile, deși ele parcă sunt negre din cauza pământului, nu este neapărat așa, întrucât și ele și după spălare tot negre vor rămâne, însă trebuie să le curățăm foarte, foarte bine de pământ, una câte una. Se mai ia și o parte din învelișul exterior, care este mai subțire, se mai ia la spălat, deci este foarte bine. După ce le-am spălat bine, le vom tăia în bucăți de aproximativ un centimetru. Așa trebuie să arate rădăcina de brusture la interior. Ea are mai multe cercuri, mai multe cercuri concentrice. Dacă cumva găsiți rădăcini care sunt seci sau nu pare că sunt mâncate la interior, se vor elimina. Ele trebuie să fie sănătoase, nu trebuie să fie seci la interior. Eu prefer să le tai în rondele de felul acesta, deși unele rețete specifică că se pot tăia rădăcinile și pe lung, se pot secționa pe lung, însă nu este neapărat o regulă, eu le prefer așa, întrucât încap mult mai bine în sticlă și consider că mărunțite mai bine transversal, așa se extrage mult mai bine din ele, se extrag substanțele terapeutice. Vom continua astfel cu toate rădăcinile pe care le avem, după care vom pune rădăcinile într-o sticlă cu gura largă. Eu am pregătit aici o sticlă de suc de roșii cu gâtul larg pentru a putea introduce mai bine, mai ușor bucățile de rădăcină. Vom introduce rând pe rând toate rădăcinile pe care le-am tăiat în sticlă. Între timp am spălat foarte bine păpădia, am curățat-o și o voi mărunți de la rădăcină către vârf cu totul, tot așa, în bucăți de aproximativ un centimetru lungime, pe care le vom amesteca peste rădăcinile de brusture. Tinctura anticancerigenă se poate prepara fie doar din brusture, din rădăcină de brusture. Practic, brusturile este cel care are acțiune antitumorală, dar și păpădia. Așa că astăzi eu voi face o tinctură combinată de păpădie, plantă întreagă, cu rădăcină de brusture împreună. Au o acțiune extraordinar de puternică asupra
bolilor canceroase, asupra tumorilor. Deci vom adăuga plantă de păpădie până aproape de umplerea sticlei. Vom îndesa puțin. Eu am terminat de umplut sticla, deci am pus practic mai bine de jumătate rădăcine de brusture și puțin mai puțin decât jumătate din sticlă cu plantă întreagă mărunțită de păpădie, peste care voi turna alcool etilic de 70 de grade. Se poate turna și lăsăm să se scurgă încet, încet. Se poate folosi alcool de minim 60 de grade. Eu îl prefer pe cel de 70 de grade ca să se extragă foarte, foarte bine din rădăcină. Mai concentrat nu folosesc pentru a nu se arde plantele. Și turnăm alcool până când se umple sticla cu cel puțin un deget, două, mai mult. Am închis cu capac. Așa arată tinctura obținută de mine. Este o tinctură foarte, foarte bună, anticancerigenă. Această tinctură stopează chiar și metastazele. Are acțiune antitumorală, anticancerigenă, antiinflamatoare, antiinfecțioasă. Este o tinctură foarte, foarte bună în toate stadiile cancerului. S-a demonstrat. Rădăcina de brusture, amestecată cu plantă întreagă de păpădie, este și foarte detoxifiantă, astfel încât în toate bolile, cât de grave ar fi ele, această tinctură este, poate fi numită o tinctură minune, întrucât ea detoxifiază organismul, ajută sistemul digestiv, ajută să se retragă tumorile, cancerele, să le stopeze, practic. Deci este o tinctură foarte, foarte benefică. Tinctura o voi pune undeva la întuneric, la răcoare, și voi avea grijă să o agit de mai multe ori pe zi pentru a se extrage cât mai bine posibil toate substanțele terapeutice din ea. O voi lăsa pentru cel puțin 10 zile, timp în care o voi agita zilnic, și după 10 zile este gata de folosire. Deci ea se va folosi după minim 10 zile de macerare. Da? Aici eu am o tinctură de rădăcină de păpădie care este deja gata. Ia priviți ce culoare are, încă nu este strecurată. Este aproape gata, are 8-9 zile, deci cam în 2-3 zile poate fi folosită. Eu am pus la macerat o tinctură de păpădie cu rădăcină și cu plantă completă, cu flori. Și aici am și o tinctură doar de rădăcină de brusture, care și ea este aproape gata. Ia priviți, are o culoare maronie, da? Aproape maronie. Remediul anticancer, antitumoral, despre care se spune că oprește chiar și metastazele, practic este cel din rădăcină de brusture. Aceasta este una din opțiuni, rădăcină de brusture. Deci se poate face doar din rădăcină de brusture sau, mai nou, așa cum v-am mai spus și mai devreme, în sfârșit medicii au acceptat că, într-adevăr, păpădia este o plantă miraculoasă care luptă cu succes împotriva cancerului și care are capacitatea de a da înapoi tumorile. Așadar, se poate face și o tinctură doar din păpădie întreagă. Însă, remediul pe care eu vi-l propun astăzi este acesta, în care am adăugat rădăcină de brusture, aproape jumătate, un pic mai mult de jumate, da? Și cu plantă întreagă de păpădie. Se mai poate adăuga pentru cine dorește. Eu nu am făcut acum așa, dar se mai poate adăuga să se facă trei părți. O parte rădăcină de brusture, o parte păpădie și o parte urzică, pentru că urzica este de asemenea foarte, foarte bună, ea reînnoiește sângele și este foarte bună detoxifiantă. Astfel că remediul pe care îl obținem va fi unul cu puternice efecte anticancerigene, antitumorale, antiinfecțioase, antiinflamatoare, antibiotice, detoxifiante. Deci este practic o tinctură miraculoasă.
Așadar, această tinctură, care poate fi preparată primăvara, întrucât primăvara de vreme, în lunile martie-aprilie, se recoltează păpădia și rădăcinile de brusture. Ele nu se mai recoltează când planta deja ajunge la maturitate. Deci această tinctură pe care o puteți face primăvara este foarte, foarte bună. Ea este o tinctură miraculoasă care luptă cu succes împotriva cancerului, a tumorilor de toate tipurile, așa cum am mai spus, având puternice proprietăți de detoxifiante, anticancerigene, antitumorale, antiinflamatoare, antiinfecțioase. Deci este practic o tinctură minune. Tinctura se administrează câte una, două lingurițe pe zi, de 3 ori înainte de mese. Vă mulțumesc foarte tare că ne-ați urmărit până la capăt. Sper că vi s-au părut utile și interesante informațiile pe care vi le-am prezentat. Dacă doriți să aflați în continuare mai multe informații despre sănătate, despre natură și stil de viață sănătos, puteți să vă abonați la canalul nostru de YouTube Tainele Naturii și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de câte ori publicăm materiale noi. De asemenea, am apreciat dacă ați distribui materialul nostru, ați da un like, un share, ar însemna foarte mult pentru noi. Mulțumim încă o dată tare mult și până data viitoare, aveți grijă de voi. Pe curând!